În fiecare săptămână în Megidia organizăm concursuri inedite pentru orașul nostru. După festivalul de dans de sâmbătă trecută, iată, sâmbătă aceasta, alături de Clubul Bilal din Constanța, ne-am hotărât să organizăm acest eveniment pentru copii și tineri cuprinși între vârsta de 5 și 16 ani. Ne dorim de asemenea să organizăm un alt eveniment și pentru tinerii de la 20 la 50 de ani și sperăm să reușim, tocmai ca să promovăm mișcarea și în special sportul acesta pe bicicletă, care mi se pare extrem de necesar pentru toți oamenii, pentru să readucem în viața noastră mișcarea în aer liber cu un mijloc de locomoție simplu și ușor de procurat de fiecare dintre noi. A prins repede ideea sau a trebuit să vă... Foarte repede ne-am pliat pe această idee și ne dorim să promovăm tot mai mult aceste activități care să aducă oamenii în parcuri și să facă mișcare alături de primăria municipiului Megidia. Participă prima oară? Sau? Da, și sunt foarte mândră de el că și-a făcut curaj și vine să participe la acest prim concurs de ciclism, da, din Megidia, Cupa Mării Negre. Are de mult bicicletă? Bicicleta o are de vreun an de zile, da, și de atunci se tot străduiește să învețe. A venit la competiția asta să-și demonstreze, uite, mai știu să merg pe bicicletă. Nu că l-au împins părinții. În niciun caz, e propria lui decizie. Noi susțin să facă multă mișcare și tocmai de aceea m-am și bucurat când am aflat că avem o asemenea inițiativă la Megidia de ciclism. Așa, bicicletă de când are? De 3 ani. Și se dă cu ea? Da, în fiecare zi. Cine a împins-o? Părinții sau a venit ea? Părinții, ea, cu sportul. Acum copiii o să îi place. Îi place, la da. Voi, la start, să rămână. E bine să pedaleze zilnic. Să facă sport pentru orice copil, e binevenit. Ciclismul în special, cumva, nu? Cum? Ciclismul în special e mai bun ca altele? Ciclismul, da, mișcare fizică. Un băiețel. Ce vârstă are? 8 ani. E prima oară? La categoria 80 ani. Nu e prima oară. Am mai fost și o să mai merg. A câștigat? A și câștigat. Mai are o cursă. Dacă reușește să ducă la bun sfârșit cursa, va fi vicecampion național. Cine l-a împins la sportul ăsta? Mama, tata sau de la sine a venit? Eu fac și eu ciclism și și-a dorit și el foarte mult să aibă proprie lui cupe și medalii și atunci trebuie să muncească să le obțină. Cât timp lipsește? Un an, un da? Un an, da. Cine o încurajează să meargă cu bicicleta? Singură se încurajează și cu sora. Nu vine de la mama sau de la tata? Nu. E bine să facă sport? Este, foarte bine. Mișcare, multă. De concurat nu concurează astăzi, dar totuși de ce ați venit aici? Doar ca aspect... Să susținem pe sora, mai mare. E surioară, mai mare? Da. Câți ani are surioară? 8 ani. Yeah.